Părinți, iubiți frașilor, Dumnezeu slăviți să fie Domnul. Este o zi deosebită, o zi când ne amintim de strămoșii, de înaintașii noștri, o zi când ne uităm profund la viața noastră. Ne gândim cu toții că săptămâna aceasta a trebuit să aserbați Sfântul Apostol, Evanghelist Luca, pe 18 octombrie. El s-a aserbat niște sfinți pe noastră să meditați profund. Sfinți ardeleni, în care ne gândim cu mare atenție la Părintele Justin. Ne gândim la părintele, la fratele Traian Dors, care sunt din Ardeal. Deci, gândiți-vă că acești părinți, Visarion, Sofronie și Oprea, au trăit în secolul 18 în Transilvania. Doar să le știți viața lor. Veți vedea că părintele Iosif Trifa, Traian Dors, sunt urmașii lor. Și oasea Domnului este urmașa acestor mari părinți, care Biserica Ortodoxă a canonizat ca sfinți. Ne gândim la Părintele Visarion de secolul 18, când domnea Maria Tereza, figuroasă și spus 1686, v-am mai spus și repetăm, fiindcă ne legăm foarte bine în acest moment, Transilvania a fost cucerită de polonezi și austrieci, ni s-a luat Transilvania, nordul Moldovei, Bucovina, și știm cu toții că se numea Imperiul Austro-Ungar, prima dată Imperiul Austriac, după Habsburgic, după aceea Imperiul Austro-Ungar. Și-au încercat dumneavoastră și cu tot, 1686, 1711, 1750, au încercat permanent austriecii și Biserica Catolică să treacă pe românii transilvaneni la Biserica Catolică să la uniți. De ce în Transilvania, așa cum sunt, greco-catolici? Fiindcă au văzut foarte mulți unguri pe Ardeleni să treacă la Licea Calvină. De asta știți cu toții că secui din județul Arita și Cobasta, Licea Calvină. Așa au vrut și românii Ardeleni să treacă cu forța la religia calvină și la religia catolică. Dar acești părinți, dar de aceea a trebuit să citiți viața lor, Visarion, care era din Serbia, Sofronie, care era din Ardeal, din zona de la Turda, din această zonă, județul Alba, și celălalt Oprea era de la lângă Sibiu, sălăștea Sibiului. Deci ați meditat, profesor, și gândiți la acești părinți, care rând pe rând și-au dat viața, au apărat cu adevărat credința ortodoxă în Transilvania. Și știi cu toții că aceștia părinți trăiesc puțin, fiindcă Maria Tereza era cea care conducea Imperiul Habsburgic, l-a luat pe Visarion, care era sârb, l-a dus în Kaufstein, la Tirol, și acolo a fost omorât. După aceea urmează acest părinte Spiridon, care era în județul Alba, care iar din nou, el și-a dat viața pentru neamul nostru românit Transilvania. De aceea v-ați meditat și gândiți la acești părinți. Și Iosif Trifa și Traian Dors ce rol au? Pentru a menține ortodoxia. De aceea spune atât frumos Mântuitorul. Cercetați Scripturile ca să aflați adevărul. De aceea v-ați gândiți că oasă Dumnezeu este locul unde atât părintele Iosif Trifa și Traian Dors ne-a lăsat noi să cercetăm Scriptura. Fiindcă sunt creștini ortodoxi. Da, sunt unii care vin mă la botez, la cununii și la mormântare. Cu ce mare strălucări, v-ați spus la o dată, Hristos să faci o sudicură, să faci una, dar te însemnezi la frunte, la pept, umărul drept, umărul stâng. Deci lucrul frumos. Deci o zi închinată crucii, din luna septembrie, în ce am bisericesc. Dar noastră vedeți la biserică și uitați așa, când din se închip la icoane. Parcă așa va cântă la copză, la chitară. Deci trebuie cu adevărat crucea să o trăiești. Când gândești mele, Tatăl din cer, trebuie pe Fiul pe pământ. Iar Fiul prin el vine Sfântul Duh, care duce cele șapte sfinte taine. De aceea noastră meditați profund la acești părinți care a străbat ieri. Părintele Visarion, care era sârb. Gândiți-vă. Părintele Sofronie. Și celălalt, Oprea, care au ardelei, care au fost omorâți de Maria Tereza. Pentru că s-au luptat pentru a apăra credința ortodoxă. Pentru că românii ardelei au suferit mult în istorie. Mult a suferit. De aceea, noastră gândiți-vă cât de mult acest popor. De ce părinții Iosif Trifa și Traian Dors au un rol mare pentru a păstra ortodoxia în Transilvania și la același timp pentru a cerceta Scripturile. Hristos spune frumos, cercetați Scripturile ca să aflați adevărul. Pe Traian, fratele Mircea Andronic, l-am cunoscut, l-am studiat la teologie la Sibiu, l-am cunoscut, era la Huș. Venea la Huș în vegebrada 76-80. Acolo am venit prima dată, făcea până părintele la două ziua, făceau adunare de oasă a Domnului, tocmai la Huș Marul Prutului. Deci tocmai acolo, deci avea și vasul lui prieten, tot oasă a Domnului. Deci acesta este meritul acestui bărbat, un curaj extraordinar. Părintele Vina ți-a mintit, făcea adunare, am și eu tânăr, la teologie, participam și acolo, dar și la Sibiu.
mergeam la adunare oasă Domnului și îți aminte și acum când părintele Voicu era rector, ne chema și frăția ta. Nu mai mergi la adunare. Nu mai mergi. Deci eram urmărit în unde de-a voi spătrâni aceste adunări. Dar oasă Domnului un mare rol pentru a păstra românismul Transilvania și pentru a rămâne cu ortodoxii să aibă Biblia, fiindcă Hristos spune frumos, cercetați Scripturile ca să aflați adevărul. Fiindcă dumneavoastră mergi la biserică, Preotul îi explică, ține predică. Dar dacă citiți epistola de astăzi către Efeseni, este epistola eclesiologică. Adică arată că ce înfrește biserica, ca biserică este Hristos. Iar noi cei botezați formăm trupul bisericii, trupul Hristos. Deci este foarte important că această epistola 6 capitole să o citiți cu atenție. Apostolul Pavel scrie că Hristos în anul 62-63 la Roma era în captivitate. Era în lanțuri săracul. Spune că citiți epistola către Efeseni, vei spune acolo, sunt în lanțuri. Și în lanțuri sunt această epistole, 6 capitole, și o trebuie prin Tihic la Efes. Efes era o cetate mare în partea de apus Asia Mică. Deci cum vine astăzi Turcia. În partea de apus, un oraș foarte mare, unde era mulți evrei, mulți păgâni, și apostolul Pavel într-un moment foarte greu. De ce dată citiți cu atenție această epistole către Efeseni, care scrie și către Coloseni, și către Tit, scrie către Filimon. Și Tihic aduce această epistolă de la Roma, o aduce la Efes. Deci este foarte important să ținem ce spune Hristos. Cercetați Scripturile ca să aflați adevărul. Unde a ajuns? M-a sugat în mormântare, botești cu mine, vorbesc cu preotul, face și eu nu știu nimic cu mine. Sunt multe cazuri, ci trebuie și noi să trăim. Deci, oasă din acest rol al lor. Deci, văd că am venit după ce am ajuns preot, m-am întâlnit cu fratele Mircea, Sean Cornish, acolo, m-a chemat de la casă cea adunări, acolo, acasă la el. Și m-a chemat și împărțând pe fratele Eon, împărtășam. Acolo era bolnav, și acolo vă gândiți pe laiță, era bolnav și împărtășam. Deci eu am aminte că fratele Mircea a avut un mare rol. Și de asta nu-i mănânta Mircea. Mănânta la Mirea Domnului. Fiindcă m-a ajutat foarte mult pe mine acolo, fiindcă ce-am adunat viața Domnului în biserică. La Mirea Domnului. Și acea biserică e frumoasă, zid, are demisol și etaj, înaltă, ca o catedrală. Fratele Mircea m-a ajutat foarte mult, poate vă ați aminte, poate ați venit unii din Pămânești, Măinești, la adunare, la Mirea Domnului, și fratele Mircea a adunat mulți bani și m-a ajutat acolo la biserică. Deci ce s-a construit cu banii statului, cu banii celor care veneau la biserică. De aceea ați venit, uitați-vă și gândiți-vă, de aceea fratele Mircea odihnește acolo la Mirea Domnului, fiindcă m-a ajutat foarte mult, foarte mult au fost legat de mine, fiindcă amândoi și ne-am gândit de ce hrană să dăm și am gândit împreună. Dacă n-ar fost învierea, nu era creștinismul. Deci a dat numele Hramul Bisericii, învierea Domnului. De aceea, dumneavoastră, gândiți-vă și meditați profund că fratele Mircea a fost foarte mult alături de noi și de biserică, fiindcă și acolo ți-l minte, când eram acasă, făcea adunări, era comunistă, acasă la el, acolo în Cornișa, când țineau cuvânt, plângea. Îți venea să plângi și tu, fiindcă trăia momentul credinței. Povestea de părintele Iosif Petrangos, fiindcă știa foarte la tatăl său. De aceea, dumneavoastră, gândiți-vă atât de mult pentru creștinii ardeleni, care și-au apărat credința cu viața lor. De aceea, dumneavoastră, gândiți-vă și meditați profund. Gândiți-vă că ardelenii, românii ardeleni, sunt niște eroi. Fiindcă, v-am spus că am trebuit teologie la Sibiu. Și în Ardeal, și acum am colegi care sunt preoți mulți, au venit de la grup catolic la teologie, ține minte. Și acum îi spun, ce mai face Ionică, Vasilică? Păi sunt înapoi la greu catolic și gătăm din nou iar, în munții Apuseni. Acolo trecut, la Oradea, episcopii, în Maramureș, greu catolic. Deci mulți au trecut înapoi. Deci trebuie cu adevărat să ne apărăm credința și adevărăm neamul nostru românesc. Fiindcă acest popor care vreau să-l vedeți, care se numea Carpat Danubianu Pontic, a suferit mult în istorie, mult. Acest popor a suferit mult, mult. Și Dobrogea, care vreau să-l vedeți acum, în 1855 a fost în Imperiul Otoman. Dar gândiți-vă și până la Cuza, până în 1863, vorbeam biserică și școli în limba greacă și limba slavonă. Acest popor mult a suferit în istorie. Avem multe cuvinte, boda proste. Cuvântul, de exemplu, multe cuvinte din slujbă în limba slavonă sau limba greacă. Deci acest popor mult a suferit în istorie. De aceea, dumneavoastră, meditați la Sfinții că-și dau viață pentru neamul nostru, la Părintele Iosif Tripa Treandor și gândește la fratele Mircea, la fratele Leon, care au avut un curaj extraordinar pentru a păstra credința în această zonă. De aceea mă gândesc și astăzi, când s-a adunat, a spus asta și în Chierul Răzul, plictisesc,
să dau multă lume de la oasă Domnului, la învierea Domnului. Și mă dați o bucurie așa discuții între preoți, că vine multe lume, vă pomănești, moinești, acolo și nu-i bine să întâmplă. Și-am mutat adunarea de la învierea Domnului, aici în Flotării îți face adunare. Și de aia suntem și cum aici, în curtea bisericii, pentru a ta că suntem cu Hristos, suntem cu biserica. Deci să-i căutați cu toții, să cercetați Scriptura. Și găsiu care spuneți de voastră din memorie, care voastră le citați din memorie, că spui Doamne Iisus Hristoase, mulțumesc Dumnezeu de azi, că încă m-am întâlnit cu frații, aceste rugăciuni le citiți dacă le căutați în liturghie, la utrenie, sunt doși rugăciuni care se aseamnă cu rugăciunile care faceți noastră acum. Dacă știți, la împărtășanie, la finalul liturghierului sunt rugăciuni. Înainte împărtășanie, după împărtășanie, exact ce faceți dumneavoastră când vă rugați. De aceea, dumneavoastră, gândiți-vă să pomeniți pe părintele Iosif Trandoș și în același timp pe acești părinți băcăoani. Pe părinte, pe fratele Mircea Androni, pe tatăl său Leon Androni, fiindcă și-au dat, au riscat totul pentru Hristos, pentru neamul nostru românesc. De aceea, nu am gândit-o astăzi, că suntem aici la casa Domnului pentru a pomeni pe ei, dar gândiți-vă, au plecat ei, unii pe pești mai, fiindcă singura adevăr pe pământ este moartea. Că o să fie sărac sau bogat, nu știi, dar moartea este singura adevăr. Ne rugăm pentru că Dumnezeu să ierte, a să trăiți și să-i pomeniți. Cântăm de la 536.